Prima bancă din România tocmai ce a raportat rezultatele la 9 luni. Vreau să acoperim BRD. Despre BRD este vorba. N-a avut cele mai bune rezultate în primele 6 luni, dar hai să vedem acum în trimestru 3 cu ce rezultate a venit. Pentru că am văzut un volum de noi credite acordate ridicat și vreau să vedem cum dă tonul în piață BRD pentru că raportează înainte de Banca Transilvania. Că ești investit în BRD sau nu, totuși trebuie să vezi ce rezultate a avut, să știi o astfel de bancă cum s-a poziționat în piață sau în economia noastră din punct de vedere operațional și, de ce nu, și care rentabilitatea investiției. Ne vom uita pe performanța acțiunii, în primele 9 luni din 2024, pentru că tocmai ce au venit rezultatele. Așa că dacă vrei să rămâi cu mine în acest episod, nu uita să lași o apreciere mai jos, ne susține echipa la așa fel pe care mai pregătesc astfel de episoade rapide, da? cu rezultatele trimestriale pentru bănci, pentru companii, pentru că suntem în plin sezon de raportări, așa că nu uita doar dacă ți-a plăcut să ne lași o apreciere. Între timp, hai să vedem cum arată BRD cum s-a situat în primele 9 luni. Tocmai a raportat o bancă importantă, una dintre cele mai mari bănci din România. Este vorba despre BRD, nu Banca Transilvania încă. Chiar dacă nu deții BRD, este important pentru sectorul bancar. Trebuie să vezi ce rezultate a avut pentru că este prima bancă care raportează bancă listată pe Bursa de Valori din București, care face parte din indicele bursier BED. Are o pondere importantă chiar dacă nu ca Banca Transilvania sau OMV Petrom, persoanele care fac investiții și re replică indicele bursier BET, au și BRD în portofoliu multe dintre aceste persoane, altele au decis să nu investească în BRD, dar vreau să acopăr această bancă să vedem cum a raportat. BRD, a patra bancă din piață, a obținut la 9 luni un profit de 1,0 miliarde de lei la venituri de 2,88 miliarde de lei plus 5,6%, adică o creștere modestă. Directorul executiv spune că soldul creditelor nete s-a majorat cu 15% față de aceeași perioadă din 2020. Și directorul executiv spune așa, în primele 9 luni ale anului 2024, BRD a obținut performanțe comerciale solide pe toate segmentele de afaceri, marcând o creștere semnificativă a soldului creditelor nete de 15% față de aceeași perioadă din 2023. Segmentul companiilor a fost deosebit de puternic, crescând cu 23% în dinamica anuală, în timp ce segmentul retail s-a îmbunătățit notabil. Creditele noi acordate persoanelor fizice au atins nivelul record, totalizând 8%. 4, 4 miliarde de lei, cu o creștere remarcabilă de 48%, beneficiind de cerere solidă atât a creditor de consum cât și a celor imobiliare. Deși s-a creditat foarte mult, deși din punct de vedere operațional au crescut, n-a crescut așa mult venitul, iar profitul net nu arată foarte bine. Cât de slab sau bun este acest trimestru? Evident, trebuie să luăm în calcul costul de oportunitate al capitalului. Întotdeauna facem asta. Când investești în BRD, renunți la o investiție Alternativă în altceva. Despre asta este vorba pentru orice investiție pe care o faci, și de altfel pentru orice acțiune de sfășuri în viața ta. Orice acțiune de renunți la altă acțiune pe care ai putea să o desfășori în același timp, și pierzi elementele acțiunii pe care ai decis să nu o mai întreprinzi câștigând elementele acțiunii pe care o desfășori până la urmă, dar ceva pierzi tot timpul. De asta trebuie să calculăm costul de oportunitate să le Legem când investim. Dar, înainte de toate, dacă vrei informații suplimentare despre piață, o să-ți pregătesc un e-mail periodic, în formă de newsletter, da, un buletin informativ. Încă nu știu dacă îl fac, de aceea semnează pe newsletter.foxen.ro dacă te interesează. Sute de investitori sunt interesați, dar vreau să văd dacă sunt mult mai mulți investitori interesați, pentru că trebuie să realizez ceva în plus și este un cost de oportunitate și pentru mine, evident, și trebuie să cuantific dacă e prea mare sau prea și atunci, accesează linkul de mai jos newsletter.foxen.ro și semnează formularul dacă te interesează. Nu o să te mai stresezi mult timp cu acest newsletter, dar îți aduc atenție dacă vrei, e spre interesul tău. Continuăm. BRD este a cincea cea mai mare companie din indicele bursierbet la 8%, da? Deci vedem Banca Transilvania 20%, o cincime din indice concentrat în Banca Transilvania și încă o cincime aproximativ în OMV Petron. Deci 40% din bursă din indicele bursier BET, vedem este concentrat în Banca Transilvania și OMV Petrom, hidroelectrica 15% și romgaz aproape 9%. Deci dacă faci replică la indicele bursier BET și investești în primele companii, în funcție de ce strategie ai ales din strategiile pe care ți le-am prezentat de mai multe ori pe canal, o să fac o actualizare la cele strategii pentru că s-a schimbat indicele BET într-o câtva foarte puțin, dar o să fac o actualizare. Dacă investești în primele companii, atunci ai BRD. Poate că investești în extremități, pe strategia barabel în primele companii și în ultimele companii, tot prins BRD. Dar poate că ai avut expunere doar în Banca Transilvania și ai cules acel randament fără să ai prea mult interes și în BRD. Chiar poți să-mi lași un comentariu la acest punct să-mi spui cum ai procedat. BRD vedem că se tranzacționează la 27 lei înainte să vină raportările, înainte să se deschide prima ședință de tranzacționare, înregistrezi dimineața chiar după raportări. Vedem că prețul pe acțiune a crescut de la un minimum de 16,32 lei per acțiune la 22,85 lei pe acțiune și este aproape de vârf la 27 lei. Am văzut o creștere mare din 2022 până astăzi, dar întrebarea este, merită această creștere? Ne vom uita mai bine la grafic împreună, evident. În 2023 se tranzacționa la aproape 12 lei pe acțiune. După, în 2024 a fost un raliu puternic în bănci. Dacă ți aduce aminte, la începutul lui 2024 am pregătit un material cu perspectivă perspective pentru 2024. Nu-mi place să estimez sau să dau pronosticul, nimeni nu știe ce se întâmplă, dar pentru că sunt puține companii pe bursa noastră și putem să vedem în energie, în sectorul bancar, cam ce rezultate sunt, cam ce perspective sunt. Am spus că băncile o să aibă cea mai bună performanță, posibil, nu știam viitorul, s-a întâmplat cândva o să zic altceva și poate că nu o să se întâmple, da? Nimeni nu știe. Nu mă bat cu pumnul în piept să zic, uite, am știut că băncile o să aibă randament bun, s-a întâmplat acum, poate altă dată se va întâmpla altceva. Plus că la un moment dat o să fim luați prin surprindere de o lebă de neagră și o să dea peste cap toate estimările. De asta trebuie să rămânem umili în piață. Zmeriți nu să fim aroganți și să spunem wow, asta se întâmplă, asta se va întâmpla, pentru că atunci este începutul sfârșitului. Piațele sunt atât de puternice având în vedere caracterul eterogen al participanților, încât nu ai cum să estimezi totul cu precizie. Dar vedem că BRD a continuat creșterea puternic și Banca Transilvania anul acesta. Acum se tranzacționează la 20,7 lei, a fost la 22,55 lei și vedem 20,15 lei a fost recent. Este un interval destul de ridicat. În acest interval personal nu aș acumula în BRD. Dețin BRD o parte, dar n-am acumulat în ultima perioadă. Am acumulat agresiv în Banca Transilvania. Dacă ești în registrul tranzacții știi, pentru că ți-am pregătit 10 de rapoarte de documentare și în Banca Transilvania Transilvania, acumularea agresivă a fost documentată, strategiile pe care am când vreau să vând, ce aștept cu Banca Transilvania și așa mai departe. Dar pentru BRD urmărește acest interval dacă te interesează, însă trebuie să acoperim raportările. Față de indicele bursier BET în ultimele 12 luni este mai bine. A bătut piața cu câteva procente, nu foarte mult. Deci vedem BET 22, BRD 27. Ca să deții doar un nume individual față de să expunere la întreg, betul ul nume Într-adevăr, au fost perioade în care BRD era foarte, foarte sus, vedem un randament de 36%, față de BET undeva la 20% și era vorba de vreo 16 puncte procentuale peste. Dar cartul s-a corectat și vedem că sunt destul de apropiate. Alfa pozitiv, dar luând în calcul și volatilitatea, ajustând cu volatilitatea, ajustând cu risc, e posibil ca randamentul să fie chiar ușor sub BET, pentru că trebuie să ajustăm și la risc în momentul în care comparăm cu indicele de referință nu stăm să facem calcule prea matematice, să ne uităm la deviații standard, să ne uităm la volatilitate, pentru că am complica lucrurile și ratăm esența. Vom analiza situațiile financiare pentru BRD. În primul rând ne uităm la situația bilanțieră. Foarte important pentru bancă creditele pe care le acordă, pentru că sunt purtătoare de dobândă și dobânda reprezintă parte importantă din venitul băncii. Credite și avansuri acordate clientelei, vedem într-adevăr o creștere la 9 la 45 miliarde, de față de 40 miliarde. Totalul de active observăm într adevăr o creștere la 86,5 miliarde față de 83,8 miliarde. Și vorbesc aici la nivel de grup, la nivel consolidat, dar și la nivel de bancă putem să vedem o creștere semnificativă. Banca are și depozite și trebuie să plătească dobândă și vedem că a avut o creștere în depozite la 65,31 miliarde față de 62,4 miliarde. Totalul de datorii vedem că este în creștere și pentru bancă, dar totalul capital Spitalulor proprii, vedem că este în creștere. Acum ne uităm la performanță și o să facem un sumar puțin mai târziu. Venituri din dobânzi și similare. Aici avem 9 luni da? și trebuie să trecem peste această coloană pentru că sunt puse alternativ. Deci la 9 luni în 2024, venituri nete din dobânzi 2,15 miliarde. Cei drept într-o creștere, dar nu foarte mult, având în vedere totuși ce context favorabil a fost pentru bănci și am văzut și trimestrul trecut nu a fost atât de bun. Venituri din comisioane, o creștere, dar marginală. La 3 luni vedem o creștere, dar iarăși nu atât de bună. Venitul bancar net, observăm o creștere, dar iarăși foarte slabă, față de anul trecut, aceeași perioadă. Și profitul operațional, vedem că este chiar în scădere, dacă îți vine să crezi la 9 luni în 2024, față de 2023, și chiar și în trimestrul 3 este în scădere, față de 2023, aceeași perioadă. Iar profitul perioadei vedem că este în scădere ceea ce în acest context nu arată foarte bine și la nivel trimestrial, să vezi când o să raporteze Banca Transilvania. De asta trebuie cuantificat costul de oportunitate. Ai văzut când sunt bullish, sunt bullish, când sunt bearish, sunt bearish. Încerc să interpretez cât pot de dezinteresat. Cine spune că interpretează obiectiv este într-o eroare. N-ai cum ești persoană, ești influențat de anumite limitări cognitive. Dar încerc dezinteresat. Am o deținere în BRD, nu foarte mare din portofoliul de investiții, dar n-a raportat bine. BRD este deținut 60% de societe general, fondul de pensii privat NN vedem 5,56%, după care vedem alte fonduri de pensii, persoane juridice 17% și persoane fizice mai puțin față de sfârșitul lui 2023. În principal, creditele și avansuri acordate clientelei au crescut pe partea de retail. Vedem o creștere față de sfârșitul anului 2023, a fost o creștere și pe non-retail, vedem totalul este în creștere, deci operațional n-a fost rău neapărat. Totalul pasiv vedem depozitele în principal persoane fizice, retail, 40,76% și vedem creșterea 42% și o creștere marginală pe non-retail. Iar în ceea ce privește performanța, veniturile nete din dobânzi pe retail, 1,32 miliarde, o creștere, dar iarăși marginală față de anul trecut, aceeași perioadă non-retail, o creștere chiar și mai mică. Totalul, vedem slabă creștere veniturile operaționale, slabă creștere iar profitul exercițiului financiar, vedem în scădere. De ce? A fost o scădere pe retail, da? Și a fost o scădere și pe non rider A fost o scădere peste tot din punctul de vedere al performanței. Venitul net bancar o creștere cu 5,4%, cheltuielile operaționale creștere cu 8,8%. Despre asta e vorba. A crescut mai mult volumul de cheltuieli operaționale. N-am intrat exhaustiv să vedem de ce poți să faci o analiză temeinică dacă te interesează să investești, dar din rațiuni de timp și de simplitate ne uităm la performanță. Vedem, venitul a crescut, cheltuielile au crescut mai mult decât venitul. La o rată de creștere mai mare și a atunci rezultatul net este în scădere cu 11%. Rata rentabilității capitalului propriu în scădere cu 47 puncte procentuale la 16,1%. Totalul de credite nete a crescut cu 16% și totalul de depozite cu 8%, dar n-au fost așa performante aceste credite. Să vedem și în situația profitabilității să vină cu rezultate mai bune. Au fost cheltuieli operaționale mari. Deci, creditele clientele într-adevăr, au crescut față de anul trecut, aceeași perioadă cu 14,9% și cu 12% la sfârșitul anului și reprezintă 52,7% din totalul activelor. Venitul net bancar 5,4%, creștere cheltuielor operaționale, creștere cu 8,8%, comisioanele au crescut într-adevăr cu 6,4% și veniturile cu 7,1%, dar au avut cheltuieli mari, observăm o creștere reprezentativă și atunci vedem că s-a diminuat rezultatul operațional profitul net cu 11%. Într-adevăr, au avut o activitate semnificativă de finanțare pe companii, 23% de la an la an, alimentat atât de performanța robustă a segmentului IMM-uri, întreprinderi mici și mijlocii, 24% de la Anlan, cât și de cea a clienților companii mari, aproape 23%. Originare solidă a creditelor pe segmentul persoane fizice care atinge noi nivelul record, 8,4 miliarde, creștere constantă a bazei de depozite, 8%. Totuși, ce evoluție are BRD? Este un trimestru bun, mediocru sau slab? Putem interpreta doar în perspectivă. Am pregătit pentru tine evoluția trimestrială. Am strâns toate aceste date pentru că nu le poți găsi nicăieri decât în situații financiare. Nu există platforme care să centralizeze datele astea, cel puțin din cunoașterea mea, adică BVB nu pune la dispoziție investitorilor, poate că sunt părți terțe, dar am pregătit aceste informații, tot timpul pregătesc la raportări să vedem perspectiva. Venitul bancar net, observăm o creștere la nivel trimestrial, dar nu este o creștere, să zicem, semnificativă în ultima perioadă, da. Este un trimestru bun. Este chiar cel mai bun trimestru acesta. Dar a fost o creștere mică, slabă și s-a intrat într-un platou. Nu vedem o creștere puternică ca la Banca Transilvania. O să ne uităm imediat. Profitul net, într-adevăr, este la un nivel bun, la nivel trimestrial, pe trimestrul 3 2024. Doar că este mai mic decât trimestrul 3 din 2023. Față de trimestrul 3 din 2022, vedem că este ușor mai mare, da? 2022. Și atunci nu este o performanță foarte bună, nu vedem o creștere sau o traiectorie ascendentă, ci din contră vedem că a stagnat, ba a crescut, ba a scăzut, a crescut, vedem, iarăși a crescut aici după care nu dă semne de o îmbunătățire. Marja netă 39,4%. E o marjă bună, dar e sub banca Transilvania. Vedem că s-a îmbunătățit față de trimestrele trecute, dar este sub trimestrul trecut din 2023 la 47,4% și avea marje mult mai bune prin 2018 după o lungă perioadă prin 2020-2021 l au scăzut, s -au mai îmbunătățit, dar nu foarte mult. Venitul bancar net vedem totuși că este într-o traiectorie ușor ascendentă. În ultimele 12 pe luni sunt 4 miliarde, dacă ne uităm la ultimele 4 trimestre consecutive, față de 3,8 miliarde în 2023. Profitul net 1,5 miliarde, o scădere în ultimele 12 pe luni față de 2023, dar o creștere față de 2021-2022. Marja netă 38,2%, o scădere față de 2021 la 43,2% și ușor sub 2022 cu mult sub 2021, deci marja s-a erodat foarte mult pentru BRD. Ce randament a avut BRD față de celelalte companii din BET? Față de Banca Transilvania, de exemplu. Vedem că BRD a bătut piața de la începutul 2024, a generat 15% randament față de indicele BET 13,60%. E prima companie care a bătut ușor bet cu doar două puncte procentuale. În schimb, Banca Transilvania a generat dublu un randament și rezultatele au fost mult mai bune și vor fi probabil mai bune, se va face rotația din ce în ce mai mult, din BRD în Banca Transilvania și se va accelera investiția potențială în Banca Transilvania comparând rezultatele. Adică, probabil se va reduce ponderea în deținerea BRD și se va crește Banca Transilvania, cel puțin pe perspectivele existente este rezonabil să considerăm asta. Creditele noi acordate au fost într-o creștere deosebit de mare față de 2023. Vedem o creștere record și rata dobânzii, chiar dacă a avut o creștere mare și a început să scadă, totuși este la un nivel mult mai mare față de istorie și totuși să vii cu marja asta în scădere, un profit net în scădere, venitul creștere marginală nu este cea mai bună raportare. Dacă BRD nu a creditat foarte mult, atunci cine a creditat atât de mult la aceste rate de dobândă foarte mari? Păi avem lista cu băncile. Care sunt listate? Avem Banca Transilvania și BRD. PBVB în principal, vorbesc de indicele BET, da? Că mai poți să investești în băncile care state în afară și există o posibilitate, sigur eu vorbesc despre indicele bursier bet, Banca Transilvania și BRD. Banca Transilvania e cea mai mare bancă după active la 6 luni, da? 23% și BRD 11%. Păi uite cum arată evoluția venitului operațional pentru Banca Transilvania la nivel trimestrial, trimestru după trimestru am îmbunătățit. La nivel de profit net a fost o perioadă record, o explozie. La nivel de marjă vor de 42%. Dețin Banca Transilvania, am acumulat foarte mult, deci să știi care este poziția mea, sunt acționar în Banca Transilvania, dar nu o ridic în slăvi pentru că dețin mai mult decât în BRD și efectiv mă uit pe aceste grafice precum te-ai și tu. Profitul net pentru Banca Transilvania, iarăși o creștere frumoasă, o traiectorie ascendentă și în 2024 la fel. Banca Transilvania raportează pe 8 noiembrie. Dacă vrei să pregătesc cu material de analiză, lasă un comentariu. Banca Transilvania sau TLV, lasă doar un comentariu să vă care este interesul pentru că necesită timp, resurse, aceste analize și vreau să știu dacă te interesează. Banca Transilvania, dacă dețin portofoliu, ca să știu, poate o pregătesc la scurt timp de la raportări. Tu deții BRD sau Banca Transilvania sau deții ambele bănci? Mă interesează abordarea ta. În regulă, poate că nu investești în BRD sau poate investești. Lasă un comentariu și spune-mi și -mi dacă tu investești în BRD sau în Banca Transilvania sau în ambele bănci. Da? Investești în BRD perioada aceasta sau te interesează să investiști perioada următoare? Astea sunt rezultatele, le-am acoperit împreună, așa cum sunt. Ne-am uitat și pe grafic împreună să vedem ce performanță a avut cotația BRD față de Banca Transilvania, dar și față de indicele de referință. Am văzut ce performanță a avut interesantă, ce e drept, dar contează viitorul BRD. Lasă un comentariu, spune și mie și transmitere în comunitate ce părere ai despre această bancă. Dar sincer, onest, ca să știm și noi, poate că este o viziune proprie și ne actualizăm setul de informații. Până data viitoare, te salut!